Povești cu Nea Pandele. Bine, ne-am regăsit, prieteni. Sunt tot eu, Nea Pandele, și astăzi vreau să vă spun o poveste frumoasă care se numește Cocoșul și pisica din ogradă. Într-o zi, șoricelul iese din ascunzătoarea în care locuia cu mama sa și se duce să se plimbe prin ogradă. Umblă el ce umblă și după un timp se întoarce la mama sa să-i povestească ce a văzut pe afară. Am văzut două animale, unul fioros tare, iar celălalt era tare blând. Povestește, dragul meu, cum arătau cele două animale pe care le-ai întâlnit prin ogradă, îi spuse mama. Șoricelul începe să-i povestească mamei sale în detaliu cum arătau acestea. Cel fioros umblă de acolo până acolo prin ogradă. Părea că este șeful tuturor. Avea picioare lungi, mergea țanțos și scutura din când în când cu mândrie moțul roșu. Ba mai mult, avea ochi burbucați și un cioc mare și ascuțit. Când am trecut pe lângă această fiară, a deschis imediat clonțul, a ridicat un picior și a început să răcnească atât de tare că nu știam încotro să o apuc mamă. Acesta de care povestește, dragul meu, este cocoșul. Cocoșul este o pasăre blândă din ogradă care nu face rău nimănui. Nu ai de ce să te mai temi de acum înainte de el. Nu este niciun pericol. Iar cealaltă fiară pe care ai întâlnit-o, cum arată, puiule? Cealaltă stătea tolănită la soare. Avea blana pufoasă, lăbuțe cenușe și netede. Din când în când își spăla cu limba blănița moale de pe piept, iar atunci când m-a văzut a început să dea ușor din coadă. Mama speriată îi spune atunci micuțului șoricel: ai fost la un pas de o tragedie. Fiara de care povestești și de care tu spui că este blândă este chiar pisica. Așa este, fraților, și în lumea asta de zi cu zi să știți că sunt oameni prefăcuți. Ni se pare că sunt prieteni, dar în același timp ei se ascunde o răutate mare în sufletul lor. Ne vorbesc frumos, ne salută, ne îmbrățișează, dar urmăresc cu orice prilej ca să ne facă rău. De aceea să fiți prudenți cum vă alegeți prietenii. Următoarea poveste se numește Liliacul, nici pasăre și nici animal. Odată de demult, porni un mare război între păsări și animale. Liliacul nu se alătură niciuna dintre tabere și aștepta să vadă cum se va termina înfruntarea dintre acestea. La început, păsările s-au dovedit mai tari și mai scosete decât animalele și atunci Liliacul se hotărâ să treacă de partea lor și a început să spună că este și el o pasăre care aripi și poate zbura în văzduh. După ceva timp, păsările începură să cedeze și puterea lor era din ce în ce mai slăbită. Atunci Liliacul se hotărâ să spună că este animal. Început să-și arate dinții și labile peste tot, doar pentru a dovedi că seamănă cât mai bine cu fiarele pădurii și că le iubește pe toate. Când în cele din urmă victoria părea să fie de partea păsărilor, Liliacul vrea tot să treacă de partea lor, dar păsările nu l-au mai primit, ba chiar l-au alungat din preajma lor. Nici în tabăra animalelor Liliacul nu a mai fost primit. De atunci Liliacul nu și-a mai găsit locul printre viețuitoare și trăiește prin beciuri întunecate, prin scorburi și zboară doar pe înserate, când restul păsărilor se duc spre cuiburile lor. Iată, frații mei, morala acestei povești este că sunt și oameni precum Liliacul, care se dau de partea celui care câștigă. Sunt niște profitori, să fiți atenți și să nu aveți încredere în ei. Cercetați-vă bine, prietenii, pentru că nu toți vă sunt prieteni adevărați. Sunt Nea Pandele și vă mulțumesc, dragii mei, că m-ați ascultat și astăzi. Luați aminte și învățați ceva din aceste povestioare. Noi ne vom revedea la un următor episod la Povești cu Nea Pandele. La revedere!